Din punctul meu de vedere, cred că este unul dintre cele mai deosebite trasee care le-am făcut până acum. Acolo prin vale nu aveam unde să coborâm. Nu puteam, ia uite că numai copaci. Așa că încercăm să schimbăm un pic schimbarea, să-i dăm prin altă parte. Pășine! Am și pe 12, dar nu pomere cu ele. Da, cu ele. Da.
merge numai cu viziera închisă, că altfel se ridică prea multă zăpadă. De speed racing. Dacă preoarele suntem aici, dar a fost zăpadă mare. Ha 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 ha!
Haide, puii mei. Acolo la asfalt am dat de zăpadă mare. Ia uitați-vă ce e și aici. Ce au fost zăpezi, nu glumă. O nins puternic. Aici numai urcări și coborâri până în lume. Dar nu glum aici. Dar ce de coborâri, că deja am febră musculară la mâine astăzi. La câte coborâri am dat, efectiv mă dor mâinile. Oh.
punctul meu de vedere, cred că este unul dintre cele mai deosebite trasee care le-am făcut până acum și m-am dat un pic cu ATV-ul, pot să zic, dar foarte, foarte spectaculos, așa, prin pădure, prin zăpadă, cu urcări mai dificile, cu coborâri la fel de dificile. De asta, dacă mă susțineți, nu uitați să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul de YouTube. Băieții ăștia cu ATV-urile oriunde, n-au nicio greață, nicio problemă. Aici cred că vara e extrem de tehnic ca și traseu, mai ales că e valea asta. Acum mai este zăpadă și așa, dar vara, în afară de apă, bolovan și lemne, nu cred că prea găsești nimic pe aici. Acolo.